locul în care voluntarii noștri pregătesc, poate veți auzi și veți vedea, echipamente pe care le pun la dispoziția copiilor din medii marginalizate social și economic, pentru a le permite să fie conectați la activitățile de educație online alături de colegii și profesorii lor. Astăzi o avem pe Diana Poenaru ca invitată. Este voluntară la Educate Me și ninja la Biocoder 2, dar în primul rând este elevă la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara. Un bun venit și hai să-i salutăm pe... Bun venit tuturor care se uită la așa. Această ediție. Suntem în începutul unui weekend care ne promite ceva zăpadă. Încheiem cumva o săptămână bună pentru Educate Me. Am livrat câteva zeci de echipamente către Ceacova, către Cenei. Colegii Dianei și ai mei au folosit pe post de testori echipamentele bazate pe Raspberry Pi 400 pe care iarăși le avem ca principal obiectiv de adopție. Vrem să le punem la dispoziția copiilor. Pe moment le folosim noi în școala încă online. Ce mai facem pe aici? Am pregătit câteva zeci de computere care vor fi utilizate cel puțin în prima fază în centrele de vaccinare din Timiș. Facem foarte multe lucruri aici. Despre o parte din ele vă va povesti Diana, care e de luni bune voluntar Educate Me. Până acolo, hai să pornim cu începutul. Ce ai făcut tu în ultimii 17 ani? Da, am vârstat 17 ani și de când eram foarte, foarte mică, am avut o pasiune pentru științe. Mi-a plăcut foarte mult să aflu lucruri noi, întrebam pe părinții mei foarte multe lucruri. Și am făcut gimnaziu și la 24. În gimnaziu am avut noroc de niște profesori care m-au susținut. Și 24 care... e... Școala gimnazială numărul care 24. Care brusc a devenit parte din Moisil sau e... Nu, a incorporat școala 16. Aha. Nu 16, 18. Da, se tot schimbă sistemul școlar. Ok. Și am avut noroc de niște profesori care m-au susținut. Am în clasa 5 am mers la Olimpiada Națională de Geografie. Am mai câștigat de lungul gimnaziei diferite concursuri de esee, ori științifice, ori creative. Deci am început de atunci să-mi arăt preocuparea pentru lucrurile extrașcolare. Uh-huh. Asta înseamnă, până la urmă, dincolo de știință, și comunicare și utilizarea cuvintelor. O să povestim puțin mai târziu despre activități în care recent ai combinat chestiile astea, coronacast. Da. Ok. Schimbarea de la gimnaziu la liceu a fost o chestie, care ți-a dat aripi sau ți-a mai tăiat din avânt? Mi-a dat aripi pentru că am putut să mă axez pe ceea ce îmi plăcea mie cel mai mult, adică partea de matematică, partea de informatică. Am avut noroc pentru că în al doilea semestru, de la începutul cel de-al doilea semestru, în clasa 9, am început să merg la Biocoder Dojo, pentru că eram foarte, foarte pasionată de biologie și atunci participarea la Biocoder Dojo, pot să zic că mi-a dat aripi în adevăratul sens al cuvântului. Super tare! Dar ca să înțeleagă lumea ce e Biocoder Dojo, care a fost lucrul cel mai șocant, cel mai pozitiv, poate cel mai negativ, poate le spui celor care ne urmăresc, ce e Biocoder Dojo? Practic, aveam ședințe în fiecare sâmbătă și la care învățam diverse concepte de bioinformatică, biologie, genetică mai ales, dar nu învățam cu profesori, deși aveam uneori și invitați care ne vorbeau despre diverse teme de la etică, la comunicare, la
tot așa genetică, dar noi, practic, toate cele întâlniri erau axate pe comunicarea între noi, să învățăm între noi, să ne învățăm unii pe alții, să facem diverse task-uri de informatică, folosim Python, BioPython. Practic, o parte dintre participanți își asumau cumva un rol de facilitator, iar ceilalți beneficiau cumva de eu știu, munca acestor facilitatori și de faptul că ei pregăteau teme, aduceau exerciții, da? Ceva de genul ăsta? Ba, nu pot să zic că a fost totuși mereu o ierarhie la Biocodrogea. Dacă știai ceva, mereu era invitat să prezinți în fața tuturor, să le prezinți, uite, pot să fac asta, vreau să vă învăț și pe voi. Deci am apreciat foarte mult conceptul acesta de educație non-formală, unde nu este un profesor care este sfânt și trebuie să-l respecti pe el. Bun, asta fără să ne oprească să ne respectăm unii pe alții. Ah, da, clar, era plin de respect, dar era o atmosferă mult mai prietenoasă, mai ales pentru mine, pentru că ne făceam prietenii între noi, ne distram, făceam glume, dar și învățam foarte multe lucruri. Ok. Ai mai fost parte în alte contexte din astea educaționale care să semene cu Biocodrogea sau ar trebui cumva să îl luăm ca model și să încercăm să-l replicăm poate în acel proiect pe care îl pregătim și de care o să povestim puțin mai târziu? Pot să zic că Biocodrogea a fost o premieră pentru mine, n-am mai luat parte la alte proiecte de acest gen și de aceea mi se pare că ar trebui replicat și în forma Biocodrogea, dar și în forma proiectului pe care vrem să-l pregătim pentru vacanța intersemestrială, deci o să fie este mult de muncă, dar merită. Da, când ai început să povestești de participarea ta la Biocodrogea, am rămas cumva uimit, nu știu de ce mi imaginam că n-ai fost în clasa 9, ci într-a 10 atunci când ai început să particip și îmi dau seama că, da, timpul trece mai repede decât ne-am dorit și că deja avem orice vechime. M-ar interesa acum să discutăm scurt despre, eu știu, evoluția interesului tău către o anumită profesie și să vedem e o linearitate sau lucrurile se schimbă, îți reconsideri, eu știu, intențiile pe măsură ce participi la diverse proiecte, întâlnești diverși oameni. Da, de lungul timpului mi-am schimbat părerile despre ceea ce vreau să fac în viață. Chiar de când eram mic vreau să mă fac fizician. De acum aș vrea să activez în partea legată de biologie, ori ca medic, ori ca cercetător. Dar pot să zic că toate aceste experiențe și toate proiectele care am făcut parte m-au învățat lucruri noi și mi-au făcut să-mi tot schimb părerea despre ce aș vrea să fac. M-am gândit că am mai învățat informatică, am gândit că poate aș vrea să merg pe acea direcție. Am mai învățat genetică, am gândit că aș vrea să merg să încorporez și genetica să folosesc și genetica în combinație cu informatica și tot așa. Deci de lungul timpului am învățat foarte multe lucruri și pot să zic că m-am cunoscut mai bine pe mine însă. Și acum, probabil nu e extrem de vesel, dar practic descoperirea și autodescoperirea se pare că e mai spornică în afara școlii? Clar, e mai spornică în afara școlii. Nu se compară, chiar nu se compară. Ok. Poate că ar merita, eu știu, menționate câteva activități care te-au ajutat cumva să explorezi diverse domenii și poate că dincolo de Biocodrogea am putea să povestim ce ai făcut tu vara asta, parcă era un titlu de film, știu ce ai făcut în vara asta, în fine. Această vară am avut o vară plină de activități, deși a fost pandemie. A începutul verii am început să vin aici ca voluntar, din pasiune și mai ales din ambiție, pentru că eram foarte sătulă să învăț strict informatică, să programez. Vreau să învăț și partea practică, să învăț să repar calculatoare și sunt foarte mândră de faptul că de-a lungul timpului și în prezent mă descurc să fac anumite lucruri, deși mai simpluțe decât ceilalți voluntari de aici, sunt mândră că am învățat să
și pot să discut cu ei, pot să înțeleg anumite lucruri mai complicate, termeni din domeniu. Dar n-a fost singura activitate, am avut și un voluntariat la Oncogen pe tema coronavirusului, mai exact pe cercetări legate de genomul de coronavirus prezent în România. E o temă acum foarte... Da. Constatăm că nu suntem mai special și că avem inclusiv, genotipurile, fenotipurile, astea mai noi și mai a dracului venite din UK și de prin alte părți, nu? Da, e diversitate foarte mare în România și atunci era foarte mare diversitatea, dar din păcate ne-am lovit de o problemă, faptul că în România nu se prea făceau secvențiări pentru de genom și atunci baza noastră de date a fost destul de subțire, dar totuși am putut să tragem anumite concluzii. Mm-hmm. Cât de, spectaculoasă e posibilitatea de a lucra în, până la urmă, un cutting edge, da, field, da, într-un domeniu absolut actual, cu oameni extrem de pasionați, care, până la urmă, nu fac o cercetare, stearpă și lipsită de relevanță, ci, da, ajung să caute soluții la o problemă vitală pentru omenire. Te-ai simțit, vibrând în gândul ăsta? Da, mi s-a părut o experiență foarte interesantă și foarte wow. Pentru mine a fost tot o premieră și am apreciat foarte mult colectivul de mentor pe care l-am avut acolo, pentru că erau dispuși să ne răspundă la întrebări, să ne învețe, să ne ofere resurse și am considerat asta un lucru foarte important care ne-a ajutat foarte mult, pentru că eram încurajați mereu noi să ne punem probleme, dar totuși noi să le rezolvăm. Nu ne ținea cineva de mână și ne rezolva toate problemele. Noi trebuia să, să descurcăm tot. Ai, regăsit printre instrumentele pe care le-ai putut folosi acolo, lucruri pe care le-ai învățat la Biocoder Dojo și eventual participând la ICET, despre care iarăși putem vorbi? Cu siguranță. Mi-au folosit foarte mult cunoștințele de la Biocoder Dojo. Sunt baza pe care o folosesc în prezent și pe care probabil o voi folosi toată viața mea, pentru că am învățat Python, am învățat diverse cunoștințe extra față de școală, de genetică, de biologie. Iar tot așa, prima carod al muncii mele la Biocoder Dojo, am participat la ICET, am fost la finala din Rusia și a fost o experiență minunată. Am lucrat pe tehnologia CRISPR de editare genetică și mi s-a părut extrem de interesant. Este chiar... Da, dacă lumea nu știe, și celor care decernează premiul Nobel au apreciat anul ăsta rezultatele celor care au inițiat utilizarea tehnologiei astea, care până la urmă îți permite să... Ce face CRISPR Technology? Poți să editezi aproape orice genă vrei tu, să o inactivezi, să adaugi ceva și are extrem de multe aplicații pentru diverse tratamente, inclusiv pentru cancer, pentru HIV. Sunt posibilitățile, sunt nesfârșite. Se discută și pentru editarea genetică a plantelor, animalelor, deci e foarte wow. Putem face lumea mai bună. Putem face lumea mult mai bună dacă am găsit tratamente pentru anumite boli foarte grele folosind CRISPR. Și deja există foarte multe cercetări, anumite boli experimentale au fost tratate folosind CRISPR. Da, cred că e super palpitant ca la 16-17 ani să dai piept cu genul ăsta de probleme și să vezi că, da, există și soluții și că poți cumva tu personal să cauți. Da, la 16 ani să mergi în Rusia știind că ai un proiect pe CRISPR care este tehnologia atât de nouă și să știi, să ai mândria că l-ai făcut tu împreună cu echipa ta, e un sentiment incredibil. Îmi pare rău că n-am avut ocazia să-l trăiesc la aceeași... la aceeași intensitate, pentru că n-am mai avut ocazia să mă deplasez cu concursurile, deși am trebuit să avem un concurs la Milano în primăvară, dar din păcate coronavirusul ne-a schimbat planurile. Las că ne eliberăm noi și reluăm. Ok. Coronavirusul a lovit și, ne-a împiedicat să facem foarte multe lucruri, dar pe de altă parte ne-a și oferit câmp de acțiune și mi-aduc aminte de lunile de început ale pandemiei, când, cred că era februarie, martie, când
a pornit acel alt proiect interesant în care ai fost implicată. Da, CoronaCast, în care ofeream informații de calitate oamenilor care vreau să afle mult despre coronavirus și vreau să eliminăm, măcar pentru anumiți oameni, panica aceea pe care induceau televiziunile, mai ales la începutul pandemiei, când nu se știau foarte multe despre coronavirus, toată lumea era speriată, toată lumea era panicată pentru că stătea în casă și nu înțelegea cât timp o să stau, ce o să se întâmple dacă mă îmbolnăvesc. Ce a însemnat, practic, CoronaCast? Ți-aduci aminte câte episoade a avut și cum s-a muncit la realizarea lor? A avut destul episoade, nu mai știu să-ți spun exact un număr acum, dar mi-a plăcut foarte mult să pregătesc conținutul pentru CoronaCast, pentru că era foarte divers, era inclusiv de la bune practici, la partea științifică, ce este un virus, cum infectează coronavirusul corpul uman, deci din nou partea de pregătire a conținutului, am și prezentat un episod, a fost chiar o muncă completă pentru mine, am făcut de toate. Poate că ar fi interesant să reluăm și să mai generăm câteva episoade în care să vorbim despre vaccinare, poate că... Da, e o tematică populară. Da, și mă rog, importantă, că până la urmă, vrem, nu vrem, sunt foarte mulți, eu știu, concetățeni de-ai noștri care au o reticență totală și, na, mai trist e că și chestia asta s-ar putea să ne și afecteze. Vănuiesc că faptul că sub 50% dintre profesori și-au exprimat disponibilitatea, mă rog, dorința sau deschiderea spre a fi vaccinați, cred că e o chestie care o să întârzie cumva reluarea școlii și o să vă mai chinuie câteva luni de stat și învățat online. Sau învățat online nu e neapărat o chestie rea? Nu e neapărat o chestie rea, în opinie mea, are și plusuri și minusuri ca și învățatul la școală, dar pentru mine un mare plus este timpul pe care le economisesc, pentru că pot să și dorm mai mult, îmi lipsea foarte mult partea asta mie, dar și partea de, pot să zic că nu asimilez la fel de bine informațiile, dar eu mă străduiesc cât de mult pot să caut, să citesc din manuale, să caut pe internet, deci nu suntem chiar așa de neajutorați, dar da, e mai greu pentru, necesită mai mult efort și mai ales partea de concentrare uneori. Ești mai tentat să deschizi un joc decât să asculți ora de matematică plictisitoare. Nimeni nu va ști că tu, de fapt, ai și un joc deschis pe lângă Zoom sau Meet, așa-i. Ce se întâmplă cu, eu știu, interacțiunea cu colegii în situația asta? Când te-ai întâlnit ultima oară cu, eu știu, un grup de colegi de clasă? Un grup de colegi, chiar nu m-am mai întâlnit de foarte mult timp, eventual cu câte unul, câte doi colegi, pentru că n-am vrut să ies în grupuri mari, eu personal, n-am vrut să mă expun riscului. Okay. Dar pot să zic că, într-un fel, ne-a și unit, pe cei care eram prieteni foarte buni ne-au unit de coronavirusul, pentru că comunicam mai mult, ne ajutăm foarte mult între noi cu școala online, ne mai dăm notițe, ne mai întrebăm, uite, tu ai priceput chestia asta? Deci ne-a unit pe cei care eram prieteni buni și cei care nu eram colegi și atât, nu mai comunicăm absolut deloc, nu se mai simte spiritul acela de școală cu glumițe, cu... Deci spectrul de la alb la negru e mai sărac în nuanță și în, eu știu, grade de prietenie și de relaționare. Da. Ok. Trece și asta. Din fericire, tu mai ai un an în față de liceu, deci nu pot să spui că o să se termine, eu știu, aiurea online, inclusiv ce a fost anul trecut online. Nu o să am banchet online, cel mai probabil. Ceremoniile de absolvire, iarăși, făcute pe cameră și ecrane. Ok. Bun, te-ai hotărât. În mare vei continua să studiezi pe zona life sciences, da, medicină. Dar până atunci mai avem un plan. Hai să povestim despre ce și de ce pregătești alături de colegii tăi, de Mihai Frăcea, de Cristi Stratulat, de Paul Mandravel, cine mai e în echipa?
Sofia mai este, care a fost și invitată aici, și mai mulți. Hai să le spunem celor care ne urmăresc ce mai punem la cale. Practic, mai punem la cale un proiect pentru vacanța intersemestrială, care o să fie peste 2 săptămâni, în care ne propunem să luăm elevi de clasa 8-a, 7-a, adică de gimnaziu, și să le arătăm puțin ce presupune partea de calculatoare, dar nu să-i orientăm practic ca să nu își aleagă profilul de liceu orbește, pentru că foarte mulți merg la Mate Info și realizează că nu le place de fapt informatică. De aceea noi le propunem să le arătăm partea, de la partea de hardware, partea de software, ce un sistem de operare, să le arătăm și bioinformatică și robotică, deci practic să le arătăm puțin din toate. Mm-hmm. Și să-i orientăm. Cred că asta de obicei lipsește, expunerea modalităților sau domeniilor în care poți folosi într-un final, bune cunoștințe de informatică, da? Bănuiesc că atunci când ai început liceul, în clasa 1, nu-ți imaginai că vei folosi cunoștințe de Python ca să faci research în domeniul cancerului sau al, coronavirus, COVID și alte cele, nu? Da, mi se pare că, la ales la orele de informatică, lipsește finalitatea lucrurilor pe care le învățăm. Noi trebuie să învățăm niște algoritmi și atât, să rezolvăm niște probleme strict de algoritmică și nu ni se explică la ce am putea folosi, nici măcar nu ni se spune că, de exemplu, teoria grafului se folosește în asta. Mm-hmm. Nu ni se spune la ce se folosește, nu ni se spune nici măcar C++-ul în ce loc are în marea limbajul de programare. Mm-hmm. Și mi se pare e o foarte mare pierdere pentru noi. Da, păi o să anunțăm în curând acest nou proiect dezvoltat de liceeni în folosul copiilor ceva mai mici din ciclul gimnazial. Practic, da, le vom propune să își nimicească un weekend și să îl petreacă împreună cu colegilor mai mari, dar și cu experți din industrie care cu foarte mare deschidere au acceptat să vină și să prezinte anumite teme care, iarăși, credem că sunt, în vârful tehnologiei. De exemplu, o să avem deschidere din partea unor buni amici care lucrează pe la IBM în Timișoara și care vor vorbi despre quantum computing. Da? Cred că va fi interesant pentru un copil de clasa 7 să afle de la un expert ce înseamnă lucrul ăsta, care acum e science fiction, dar care probabil că în 10-20 de ani va fi, la fel de comun ca și computingul actual, da? Da, mi se pare că aș fi vrut să am această oportunitate când eram eu a 7-a și a 8-a, pentru că știu cum e să-ți alegi un profil de liceu și să nu știi dacă o să-ți placă informatica, dacă vrei să faci asta, e un show și clasa nouă e o clasă foarte stresantă, cel puțin în opinia mea, mm-hmm. pentru că dai de o grămadă de materii noi, indiferent ce profil te duci, trebuie să asimilezi foarte multe cunoștințe, să ai și profesori noi și colegi noi. De aceea mi se pare că îi ajutăm puțin să-și aleagă profilul mai informat și să meargă mai sigur pe ei, mm-hmm. când intră în clasa nouă. Apropo de asta, în timpul gimnaziului tu ai participat la ceva activități legate de, programare de sau? Da, am făcut timp de 2 ani programare, am făcut și parte de script și parte de HTML, deci pot să zic că a fost ceva mai ușurel pentru că eram și noi mai mici. Era în cadrul școlii, venea un voluntar de la facultate, care era și la rândul lui student și ne explică nouă. Eram un grup restrâns, eram cam 15 persoane, deci eram numai o oră pe săptămână. Dar era totuși foarte interesant și pot să zic că m-a ajutat când am dat și eu la liceu de HTML și de CSS. Aveam deja niște cunoștințe. Da, super. Cred că e foarte, foarte mult de lucru în pregătirea trecerii, pe vremea mea se chemeau trepte, da?
de la gimnaziu la liceu, în interiorul celor 4 ani de liceu, se mai dădea un examen pe vremea mea, voi ați scăpat de el. Și da, nu cred că școala e foarte, eu știu, implicată în chestia asta. În câteva dintre școli știu că există, eu știu, consilieri educaționali. Aveți așa ceva la... La noi poți să vorbești cu psihologa școlii, cel puțin așa ni se spune, că dacă avem întrebări, putem să mergem la ea și să vorbim pe această temă. Dar nu știu cât ar trebui să avem pe cineva specializat, cel puțin în opinia mea. Bănuială că ea nu face orientare, eu știu, școlară, ci practic îți încearcă să te asiste în rezolvarea altor probleme existențiale cu care te confrunți. Nu, te poate și asista în ca să-ți alegi cariera pe viitor, dar nu e specializată pe acest domeniu. Practic e încă un lucru în plus. Și atunci poți să faci, chiar merg colegii tăi, de exemplu, și discută cu cineva care să le deslușească, eu știu, semnificația unei anumite profesii, eu știu, să descrie tipuri de activități care vor fi derulate sau... În clasă nu știu să fi mers cineva, dar în schimb am prieteni mai mari care au mers și care s-au vrut să facă orientare și au găsit diverse locuri în care să facă, oameni care chiar au specializați pe acest lucru. Că tot am ajuns la subiectul acesta. Ca de obicei, în emisiunea noastră avem un segment pe care îl dedicăm prezentării unor eu știu, opțiuni de studiu, da? Avem o colaboratoare permanentă, Emilia Susman, consilier educațional, care cred că de ani buni a reușit cumva să ajute elevi de liceu din Timișoara și din alte părți să își aleagă drumul, să, eu știu, răspundă la provocarea de a se califica, de a fi admiși la foarte bune universități. În plus, de obicei, Emilia, eu știu, ajută studenți, viitor studenți, să își găsească drumul către o universitate din străinătate. De data asta, Emilia o să vă prezinte câte ceva despre universitate din Timișoara. Foarte mulți dintre colegii voștri rămân în Timișoara, dar de asemenea, cred că e nevoie de informații suplimentare pentru a face o bună alegere. Hai să vedem despre ce vorbește Emilia astăzi. Atunci când am început acest concept de prezentat universitățile lumii, echipa Educate Me s-a gândit să vă arate ce nu găsiți la un prim sau secundar search pe internet. Despre Universitatea Politehnică din Timișoara, poate toată lumea știe că este formată din 10 universități. Puțină lume știe însă că a 10-a universitate este de inginerie și se găsește în Hunedoara. Deși UPT este destinată tehnologiei, puțin elevi știu că există și o facultate de științe ale comunicării. La aceasta din urmă, studiul comunicării și al relațiilor publice este gândit pentru industria tehnologică și IT. Inginerii cu abilități de comunicare sunt foarte valoroși, să ne gândim la Steve Jobs. Dar când inginerii vor să se focuseze doar pe proiecte, este nevoie de oameni de comunicare foarte buni și UPT îi pregătește. De multe ori, în discuțiile despre UPT, auzim de AC și ETC. Care este diferența dintre Facultatea de Automatică și Calculatoare, cunoscută ca AC, și cea de Electronică și Telecomunicații și Tehnologie Informațională, cunoscută ca ETC? AC este pentru Software și Computer Engineering, ETC îmbină fizica electronică cu software și trafic de date, toate destinate industriei telecom. Ligile AC și ETC sunt cele mai cunoscute ligi studențești în Timișoara și organizează des și cu succes târguri de cariere pentru studenți.
iar cei care ar alege să studieze mecanica vor avea un proiect de construit machine cart pentru curse de la A la Z. Și acum, mai multe lucruri noi despre UPT. Deși conceptul de muzeu ne duce cu gândul la vechi, UPT a deschis recent un muzeu UPT pe malul Begăi sau Begheului, cum zic timișorenii, și l-a deschis cu gând înspre viitor. Sediul este la Experimentarium TM, unde poți să vezi computere și inovații ale timpurilor trecute, dar unde poți și experimenta în un laborator de fizică destinat elevilor. Deviza Experimentarium TM este experimentează tu însuți și te introduce în calcul cuantic, inteligență artificială, 3D, robotică. Pur și simplu te introduce în viitor. Spre încheiere și cu încredere și siguranță voi afirma următoarele. UPT are cele mai tari două baze sportive din România. Are baze sportive foarte bine puse la punct, ce cuprind bazin de not, nenumărate terenuri de fotbal, basket, tenis și volei, extinse în mai multe părți ale Timișoarei. UPT are o bibliotecă recent construită, modernă, oferă licențe Microsoft Office gratuit. În perioada de pandemie, cursurile s-au ținut pe o platformă care chiar așa se numește, Campusul Virtual UPT în Microsoft Teams. Iar cu forță și putere mare de stocare pentru cercetare și inovație, s-a creat CloudPuting, o platformă cloud de înaltă performanță. Iar în final vă spun o informație la cald. UPT dorește internaționalizarea programelor de studiu cu un proiect începând din 2021 și până în 2028. Adică, cât mai multe facultăți să fie și în engleză, nu doar un semestru sau două. Dacă UPT va implementa acest lucru și rankingul internațional al universității va crește mult, precum și vizibilitatea în consorțiul universităților politehnice din lume. Pentru aplicanții Universității Politehnica din Timișoara, investiți în voi, în minte și în suflet și până data viitoare a voastră consilier educațional, Emilia Susman. Bun. Am revenit. Am revenit. UPT? Nu. Pentru mine nu. Pentru că de când, de mult timp visez să nu fac facultatea în orașul meu, vreau să fiu pe picioarele mele, visul meu. Mm-hmm. Să devin, să fiu o persoană mai matură și să trăiesc pe cont propriu. Ok. În alt oraș din România sau afară? Aș vrea în afară, pentru experiență mai ales, mi se pare că facultatea în altă țară îți oferă foarte multe lucruri în plus față de facultatea în România, dar o să vedem, încă mai am timp și încă mai gândesc. Dar, eu știu, pe lista scurtă, acum ce ar fi? Sau lista ideală? Probabil ori o facultate în Olanda pe partea de biotehnologie, biomecanică sau bioinformatică, sau m-am gândit la Facultatea de Medicină din București. O chestie mai clasică totuși. Da, e varianta clasică, medicină. Oricum, e un lucru care, pe care îl mai poți, eu știu, temporiza. Spuneam că ești în clasa 11-a, iar aducând în aminte că atunci când am început Biocoder Dojo erai printre cei mici. Da, eram printre cei mici, printre cei mai mici de acolo. Aș vrea să povestim puțin despre faptul că, până la urmă, deși ai fost printre cei mici, nu știu, noi simțit că ești cumva privită de sus sau te-ai simțit vreodată, eu știu, marginalizată sau devalorizată din perspectiva, eu știu, apartenenței la un grup în care, da, majoritatea erau copii cu un an mai mare decât tine. Absolut deloc. Niciodată n-am avut probleme să-mi fac prieteni mai mari decât mine și chiar pot să zic că îi prefer pentru că sunt mai maturi și gândesc altfel față de mine. Și am avut noroc pentru că știam foarte mulți colegi din clasa 10, așa că atunci când am mers la Biocoder îi știam pe o parte din ei și mi-am făcut prieteni, așa am ajuns să-mi cunosc colegii de echipă, am cunoscut la Biocoder. Pe de altă parte, iarăși, apreciez la tine faptul că faci parte dintre cei atenți la copiii mai mici din jurul lor și practic ai fost una dintre cei care au contribuit inclusiv la dezvoltarea unui proiect mini Biocoder Dojo pe care vrem să îl implementăm când ne-o lăsa
pandemia. Simți că ai putea să îți asumi cumva și un rol de educator? Ești construită în modul ăsta în care ești eu să fii un model, să îi îndrum pe cei care vin din urmă? Nu pot să zic că am foarte, foarte, foarte multă experiență cu copiii, dar mă văd lucrând cu ei pe ceva ce îmi place și explicându-le concepte care mă pasionează până și pe mine, pentru că e o experiență minunată să primești întrebări și să-ți pui și tu probleme, să explici cât mai simplu, să-i faci să înțeleagă și poate să pună copiii aceia pot să spună întrebări la care tu nu te-ai gândit niciodată. Mi se pare fascinant să găsești răspunsuri, să te compari cum gândești tu comparativ cu alți oameni. Sau să ceri păsuire ca să sapi după un răspuns. Simți că atunci când adresezi unui profesor, de exemplu, o întrebare, el ar trebui să vină cu răspunsul instant, să-l aibă, în joben, gata să îl expună, sau ți se pare mai acceptabil și, un time-out, lasă-mă să aflu. Cum ar trebui să fie un profesor? Mi se pare că este normal să aibă nevoie de un time-out, mai ales dacă este o întrebare foarte complicată, pentru că și ei sunt oameni, până la urmă, nici ei nu pot să rețină absolut tot legat de materia pe care o predau, pentru că până la urmă predau nu numai la clasa noastră, predau și la multe alte clase și de ani diferiți, așa că înțeleg că uneori au și nevoie de să caute informații. Dar mi se pare foarte, foarte bun faptul că unii profesori acceptă întrebări și chiar le încurajează. Nu toți profesorii acceptă întrebări. Nu toți profesorii acceptă întrebări și nu toți profesorii le încurajează. Da, asta nu e o veste foarte, foarte bună. Pe de altă parte, puneți întrebări voi ca și elevi sau știu ce se întâmplă acum, da? Chestia asta care mă mănâncă, da? Faptul că vă opriți camerele și apăreți în ochii profesorilor voștri ca niște ecrane negre, ca niște thumbnails fully black. Ești unul dintre cei care nu au față în școala online sau preferi? Depinde cum ni se cere, pentru că noi ne conformăm. Unii profesori pur și simplu nu ne cer și atunci nimeni nu-și pornește camera. Nici nu și-o pornesc la rândul lor, deci măcar este egalitate. Dar sunt unii care chiar țin foarte mult să avem pornite și să fim atenți, care chiar se uită să fim cu ochii pe calculator și nu pe telefon sau pe altceva. Ok, și nu... Cum simțiți voi, lipsa asta de relație vizuală, până la urmă? Ți se pare normal să... ca ora să sune cumva ca și un teatru radiofonic, fără imagine, fără interacțiune, ochi în ochi cu, prin cameră, cu profesorul? Încă e puțin ciudat mă văd în camera mea și totuși să mă gândesc psihic că sunt la școală, că trebuie să fiu atentă, dar te obișnuiești în timp, șocul a fost în primăvară, mai ales pentru că era final de semestru și atunci chiar profesorii au tras de noi și nici noi nu știam ce să facem, nici ei nu știau foarte bine ce să facă. Dar acum, pentru că a trecut mai mult timp și chiar pe aproape un an de când suntem în școală online, lucrurile sunt mai ok, pot să zic. M-am obișnuit și eu, pot să dau mai multă atenție, dar totuși e puțin dificil. Și în partea cealaltă, spuneai că în relație cu, cercul apropiat de prieteni, lucrurile, s-au coagulat, sunteți mai apropiați, sunteți mai, conectați. Aveți interacțiuni cu ecrane negre sau între voi aveți întotdeauna camerele pornite? Între noi, cum vorbim în general, ori ne jucăm ceva, poate, dar da, păstrăm ecranele negre și între noi, dar pot să zic că de fiecare dată când vorbesc, de exemplu, cu Strato, el întotdeauna mă pune să-mi pornesc camera, el mereu e cu camera pornită și îl apreciez că îmi trage și de mine. Aha, ok, dar pe de altă parte, la rândul tău nu impui cuiva sau nu ceri insistent, pornește-ți camera, vreau să... Nu, pentru că promești în confortul casei, poți să fii cu părul nedesfăcut, să fii în pijamale și... Ok, da. Mai ales între prieteni,
e atmosfera relaxată, nu este la fel de formal ca la școală, unde trebuie să fii frumos îmbrăcat, să te vadă profesorul că ai părul aranjat. Și... Pe de altă parte, am remarcat la Crăciunul 2020 că foarte multe familii au publicat poze cu toți membrii respective familii îmbrăcați în pijamale cu specific de Crăciun. E o modă, cred că ar fi interesant și să treceți peste faptul că, da, sunt în pijama și nu ar trebui să fie o chestie criminală. Ok. Îmi spuneai că școala în pandemie are și un avantaj, îți permite să dormi mai mult. Eu știu, lipsa de somn e de multe ori un efect al unei ușoare incapacități de management a timpului, da? Practic ajungi să fii presat, să faci lucruri atunci când, de fapt, poate ar trebui să te odihnești. Cum îți gestionezi timpul? Ce se întâmplă atunci când e școală? Ce se întâmplă când ești în vacanță? Cum valorizezi, eu știu, timpul în situații, până la urmă, da, diferite? În timpul școlii încerc să fiu cât mai eficientă, pentru că nu-mi place să mă gândesc că mai am ceva de făcut, mă stresează și de uneori de asta nu mă las să dorm, efectiv, gândul că mai am ceva de făcut și nu-mi dă pace. Nu-mi dă pace faptul că poate am ceva mâine, un test sau o zi, o să am o zi grea. Deci pot să zic că, într-un fel, mi-o fac și cu mâna mea, dar școala online a fost mult mai bine pentru că am avut mai mult timp. Să stând acasă, fiind acasă tot timpul, am avut timp să mă ocup de teme, pentru că am și primit foarte, foarte multe teme, mai multe ca înainte, și foarte multe lucruri, avem de scris lecții întregi, primim 2-3 PDF-uri și uite, astea le scrieți până săptămâna viitoare. Deci, le scrieți în caiet ca lecții. Deci le transcrieți. Da. Groaznic. Și în timpul vacanței îmi place să mă relaxez, îmi place să fac, să citesc, îmi place să mă și joc. Mi-am descoperit pasiunea pentru jocuri video în această pandemie și chiar îmi place foarte, foarte mult. Îmi place și să mai ies cu prietenii, să mă documentez pe diverse lucruri, să mai lucrez la proiectele pe care le am. Deci nu, nici în vacanță nu pot să las totul baltă. Nu mă pot deconecta. Ai încercat să utilizezi ceva, nu știu, aplicații de time management sau ai un sistem prin care îți planifici săptămâna sau... În general, îmi fac liste că am de făcut asta până miercuri, asta până marți, și atunci știu eu și îmi fac în capul meu o ordine în care să apuc probleme în funcție de importanță, dacă mai pot să le amân, dacă nu mai pot să le amân, pentru că nu mereu o să ai timp de toate. Și faci treaba asta cu creionul pe hârtie, nu, nu ai un app? Sau... Da, o fac în stilul vechi, cu creionul pe hârtie, și îmi place să... E o satisfacție aia să tai ceva când îl termin. Îmi place foarte mult. Întreb întotdeauna invitații emisiunii câte ceva despre sport. Cum stai? Ce faci? Ce ai face? La mine e puțin mai complicat, ca să zic. În clasa nouă îmi plăcea foarte mult să alerg. Și ieșeam destul de des să alerg, mai ales în timpul vacanțelor, dar și în timpul săptămânii, și dacă aveam școală, ieșeam de 3-5 ori pe săptămână în cartier să alerg. Cum aveam un program, mai alergam și cu o prietenă. Am făcut și not în liceu, dar, ca să zic, mănâncă foarte mult timp faptul că am descoperit în clasa aici că am scolioză și atunci sunt obligată să fac inetă de pe săptămână. Deci un sport mai puțin plăcut și... Ok, trece și asta. Da, sport pentru sănătatea mea, pentru viitor, dar totul merge spre bine și sunt foarte fericită pentru că o să mă recuperez. Ok. Aștept din o oră aproape, da? Să atingi tu un subiect care știu că ți-e foarte drag. Ești super pasionată de muzica rock, da? Da, sunt foarte pasionată. Sunt pasionată în clasa 6, chiar. Deci pot să zic că am o istorie lungă, o iubire lungă cu muzica. Și ce, cum se manifestă? Ascult muzica aproape tot timpul. Dacă fac ceva în cameră, îmi pun muzică. Când merg pe drum, ascult muzică tot timpul. Trebuie să fie muzică și la mine.
faci lucrurile astea într-un cerc de rockeri, de sau e practic o trăire personală și... Pot să zic că ascult diverse tipuri de muzică, dar în general prefer muzica rock. Am și un cerc de prieteni care se ascultă muzică electronică și îmi place foarte mult DNB și chestii genul ăsta. Sunt pasionată și de, numai că nu îmi plac așa de mult. Dar da, am și grupul meu de rock-uri cu care îmi pun mereu favoritele și ne distrăm pe ele și ne arătăm trupe unul altuia. Mergi la concerte? Mergi în, nu știu, la festivaluri? Sau? Da, îmi place să merg. Și încă aștept să se mai țină. Și unde merg timișorenii pasionați de rock? La Mureș sau unde? Da, era un club de rockeri în Timișoara, dar din păcate s-a dărâmat în această vară, deci nu știu când o să se termine pandemia, nu știu unde o să ieșim la concert în Timișoara, pentru că nu mai e loc unde să se țină, unde să vină trupele. Dar eu sunt foarte entuziasmată de festivalul la care aveam bilete pentru vară. Vara 2020? Vara 2020. Sper că vara 2021 o să fie mai bună. Unde plănuiești să ajungi? La Râșnov și la București. La București la un concert și la Râșnov la un festival. Ok. Nicio ieșire prin regiune, nu știu, unde, la Exit Festival sau nu e suficient de rock la Novi Sad, știi de el? Da, am auzit, sunt la curent, sunt curioasă în viitor, dar nu pot să ies din țară pentru că n-am încă 18 ani și am nevoie de părinți și e mult mai complicat și ne e greu să mergem, mai ales la vârsta noastră, ne e greu să plecăm din țară. Așa, e mai ușor cu CFR-ul, să mergi până la București nu e multă muncă. Ce ți aduce, eu știu, muzica rock? Energie? Ritm? Mă înțelege, când mă regăsesc, când versuri, îmi place foarte mult să citesc versurile și să mă gândesc la ce a vrut poate să zică cântărețul. Da, mi-aduce și energie, mă relaxează în primul rând, mă simt eu, sunt în largul meu. Da, super interesant. Și de aici apar, sau nu știu, mai există rivalitățile între fanii diverselor tipuri de muzică, genuri muzicale? Puțin, pot să zic că mai există, dar în general, cu prietenii mei care n-ascultă rock, îți mai fac glumițe pe teama mea. Dar rămân prietenii tăi. Da, dar fac doar, sunt glume, pentru că sunt anumite stereotipuri despre cultura rock care au rămas, dar pentru cei de vârsta noastră nu mai sunt relevante. Vodka și ce? Care sunt, nu știu, stereotipurile care... Întâlniri la lună plină, lucruri. Ok. Asta le cred numai adulții, noi suntem mult mai înțelegători între noi. Super. N-am povestit foarte mult despre ce a însemnat și cred că, da, vreau eu să revenim ce a însemnat vara asta din perspectiva ta ca voluntar Educate Me, eu știu, pe partea asta de contact cu realitatea puțin mai tristă a lumii. A fost o trezire la realitate pentru mine. Chiar m-a făcut să mă gândesc la anumite lucruri, la cât de privilegiată sunt și la ce probleme aveam eu din cauza pandemiei, faptul că nu mai puteam să plec cu părinții, faptul că nu mai aveam vacanțe, nu mai aveam festivaluri, când unii copii nu mai mergeau la școală. Deci mi s-a părut că noi suntem mult mai privilegiați și nu știm să apreciem anumite lucruri. Da, și practic ai feeling-ul ăsta că există două Românii sau poate mai multe? Da, am văzut de fapt cu ochii mei că există două Românii și există o Românie pe care noi nu o vedem. Dacă stai la oraș, nici nu te gândești, ți se pare... Dacă nu vezi, n-ai crede nici din povești ce e acolo. Și e foarte trist pentru că pentru noi suntem, pentru cei de vârsta mea, o facultate pare ceva firesc. Pare firesc să te duci la școală, pare firesc să înveți, să iei note cât mai bune, dar sunt copiii de acolo, școala nu este obligație, este, dacă merg la școală e un mare lucru pentru ei, dacă își termină cele 10 clase. Și, până la urmă, ar trebui cumva să fim mai atenți cu ce se întâmplă în jurul nostru și să
privim dincolo de, eu știu, imediata noastră obișnuință și realitate, să facem pasul dincolo de ce înseamnă, nu știu, viața de oraș, cu mall, cu fițe, cu alte minunății, ar trebui să căutăm totuși reversul acestei medalii, să... De ce e important totuși să fim conștienți de ce se întâmplă cu cealaltă jumătate? De... Când îți ieși din zona de confort, realizezi cât de multe ai tu de fapt și îți schimbi perspectiva lucrurilor pe care le ai, lucrurilor pe care vrei să le faci. Realizezi că unii oameni de vârsta ta nu sunt așa de norocoși pe cât suntem noi, nu au aceleași probleme și au probleme mult mai grave decât ai tu. Mm-hmm. Da, și te mai liniștești, renunți să mai crezi că tu ești cea mai, eu știu, nedreptățită ființă de pe suprafața Pământului și că ai cele mai mari probleme din lume. Nu pot să zic că mă liniștești, nici nu cred că sunt cea mai... Nu tu ca persoană, ci noi ăștia. Da, în general, adolescenții tind să creadă că problemele noastre sunt cele mai importante, dar... Toate, și grave. Da, toate trec. În final, asta e un lucru care e cert. Dar când vezi ce este acolo și chiar te lovește și realizezi că tu nu ai, tu ești foarte extrem de privilegiat, că mergi la școală, că ai părinți care te susțin, care nu te pun la muncă și nu știu, pe mine m-a și revoltat foarte mult faptul că e o România invizibilă de mai mult de 30 de ani, ce este acolo. Noi, dacă n-aș fi fost, nici eu n-aș fi crezut din povești. Cred că ar merita în anul ăsta să, da, să imortalizăm cumva și să aducem către colegii tăi mai multă informație despre ce înseamnă acea parte a societății române și poate să-i și responsabilizăm și să implicăm cumva în activitățile noastre. Cred că e început deja să, nu știu, adresez niște mulțumiri, da, celor care îți creează o altfel de realitate și îți permit să ai o altfel de viață. Poate că facem acum un scurt tur de mulțumiri. Privind în urmă, da, 17 ani de zile, cine a fost, eu știu, important în, da, devenirea ta, în formarea ta ca, eu știu, un elev bun, un om care își proiectează un viitor, eu știu, activ și relevant pentru societate? Cred că dacă e să fiu în ordine cronologică, aș mulțumi întâi familiei pentru că m-a încurajat să fiu din ce în ce mai curioasă. Mentorilor mei care m-au făcut persoana care sunt azi, mi-au deschis noi orizonturi, m-au îndemnat să caut, să-mi pun probleme, să rezolv probleme și prietenilor mei care m-au susținut de fiecare dată când nu-mi ieșea ceva și eram stresată sau supărată pe diverse. Poate niște nume ale unor persoane pe care le-ai întâlnit, nu știu, în stagiile tale și care sunt până la urmă modele de urmat și oameni pe care ți-ar place să îi ai, eu știu, ca mentor sau ca exemple de urmat? Pot să zic că în primul rând echipa mea, pentru că ei sunt, știu că suntem la același nivel, cunoștințele și am colaborat mereu foarte bine. Aș menționa pe Cristian Stratu, care a fost colegul meu voluntar aici și care toată vara am făcut glume și ne-am distrat, dar am you și muncit. Boomer, da, îmi spunea, eram ok boomer, unul pentru altul, deși suntem, avem aproape aceeași vârstă, dar ne-am distrat foarte mult și m-am învățat foarte multe și îl apreciez pentru asta. Pot să mulțumesc diversilor mei prieteni de la liceu, din alte cercuri, care, din nou, sunt și ei implicați în diverse lucruri și apreciez și sunt și eu wow pentru, îi susțin și mi se pare wow ce fac ei. Da, deci asta e o bună concluzie.
eu fac lucruri senzaționale, dar știu, admirativă, da, față de cei din jurul meu care tot așa fac lucruri faine. Se pot face lucruri deosebite în oraș, în lumea asta și cred că, da, chiar dacă ajungi să ai mai puține ore de somn decât ți-ai dori, merită să depui eforturi și să ai, știu, până la urmă, un palmares de implicare și de realizări. Îți mulțumesc mult, Diana, pentru participarea la emisiune și, da, sper să putem în continuare să facem lucruri spectaculoase împreună pentru cei din jurul nostru, pentru cei care vin din urmă și, mă rog, pentru, inclusiv pentru acea a doua Românie de care, cum spui tu, nu prea știm. Da, mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și mulțumesc tuturor celor care s-au uitat. Mulțumesc.